FCSB se încălzește împotriva Iașului pentru meciul din Europa cu LASK Linz, partida care va fi joi de la ora 20 în exclusivitate pe Voio. Campiona se bucură de trei reveniri importante. Haralambu pregătește altă echipă la FCSB după eliminarea din ligă. Tănase, Tavi Popescu și Pandea sunt fotbaliștii care pot reveni pe teren pentru campioană în meciul cu Iași. Tănase, it's a big personality. It's very important that he's back in the team. And I'm sure that he will help us in the future. For sure, he's not 100% now, but he will be with us. And for I believe that he can have some minutes tomorrow. We we'll see according to the game. Becali a criticat decizia lui Haralambu de a începe cu Miculescu în atac meciul cu Sparta. He's the boss of the club and he can say for me whatever he wants. I'm not here to judge the owner or to say if the owner did good or bad when he say these kind of things. Iașului Toni e fără victorie de 3 etape înainte de meciul cu FCSB. Zici că suntem moș Crăciun, facem goluri cadou tuturor. I-a amuzat portughezul pe fani după egalul cu Dinamo. A nice statement from the coach of Iași. And for sure, each coach sees his side, his team, and I don't know what to say. I mean about this, and we don't want any presence.